Pe arterele principale din municipiu continuă lucrările de reamenajare. Trotoarele sunt reabilitate și modernizate, astfel încât condițiile de circulație a pietonilor să fie îmbunătățite. Activitate intensă astăzi pe Bulevardul Mamaia. Se amenajează un segment din Scoar, dar continuă și lucrările de reabilitare a trotuarului. Noua înfățișare a aleii pietonale i-a scăpat pe oameni de mașinile parcate în totalitate pe trotuar, fapt care îi bucură pe locuitorii zonei, care nu trebuie să se mai strecoare printre autoturisme și tufișuri. Trebuiau făcute, eu aștept de foarte mult timp, pentru că sunt foarte multe cârtoape și mai am un aspect, am scăpat de mașinile parcate ilegal și e mult mai bine așa. Chiar dacă e deranj, chiar dacă este mizerie, eu sunt mulțumită. Totuși, deranjul și mizeria pare să îi nemulțumească pe unii constanțeni. Oamenii spun că echipele de muncitori se mișcă greu și că de prea mult timp traficul este îngreunat din cauza acestora. Ritmul de execuție a lor este lamentabil. E greu de presupus că în atâtea luni se poate face numai o singură parte a unui bulevar care să încurce circulația pietonală, care să încurce mașini, care să încurce tot traficul și toată mobilitatea din oraș. Proiectul care se desfășoară pe Bulevardul Mamaia prevede reabilitarea trotuarelor pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați și recondiționarea carosabilului pe o suprafață de peste 38.000 de metri pătrați.